Bun găsit, prieteni, sunt Mihai Stepanov. Vreau să spun ultimele noutăți care este despre moneta VCX. La fel să accentuez atenția cine încă nu s-a înregistrat pe această bursă. Mai sunt câteva zile, săptămâni, până ea se va deschide. Apoi aceste monete vor fi foarte întrebate. Cele mai scumpe monete acum pe piața criptomonetelor sunt acele care sunt legate de careva bursă. Deci, la înregistrare ce primim acum încă dau 50 de monete. Deci, luați-le și peste un an, doi poate fi o comoară. Deci, ultimele noutăți, noi le mai vedem aici pe în interior, când ați înregistrat VCX Blob. Deci, ei, ultima informație a fost pe pe 22 februarie. Deci ei spuneau că deschiderea va fi undeva după 22 martie, deoarece așteaptă unele acte de înregistrare. Nu e așa de simplu de primit actele, permisiunile. Deci ei vor să fie tot în regulă, inițial să aibă accesul la toate piețele în toate țările. Deci ei așteaptă din Uniunea Europeană și Statele Unite, în primul plan, unde sunt cele mai strict verificările. Deci undeva orientativ pe 22, trebuia, dar vedeți acum e 3 aprilie, deci undeva, cum am spus eu, merge vorba la zile. Deci cum o să deschidă, cum e o să apară noutatea și cei care au monete, încă vor primi un cadou bun de la ei. Deja s-au înregistrat 1.592.000, deci va fi o bursă foarte, foarte întrebată. Cum ne înregistrăm? Deci, sub acest video este un link care, dacă treceți, trebuie de introdus datele. Так, требуется си ес. Ты че вам от ней до сути демонет, я держал. А и че сын мой мульти лимби, а лечь с лимба каре дуриц. Видите, так есть румына. Деч. Кын тречец. Тречец на дирекция сигнал. Unde indicați un e-mail și parola și semnat și atât. Nu e atât, adică mai trebuie încă pe poșta electronică de intrat și de activat linkul. Deci orice înregistrare cere activare. Dacă nu faceți, nu primiți monetele. Deci mulți asta nu o fac. Apoi, când va fi situația și nu va trebui de dus undeva la schimbat, aici pe loc va fi schimb. Și vom schimba în ce va fi posibil. Cam atât ce am răspuns, numai bine.